Arhiepiscopul Alba Iuliei, Andrei Andreicuț, a fost ales în funcția de mitropolit al Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului, rămasă vacantă după moartea înalpreasfinției sale Bartolomeo Anania. Ședința Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a avut loc vineri, 18 martie, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Candidații pentru acest post au fost înalpreasfinția sa Andrei Andreicuț și episcopul vicar Irineu Bistrițeanul. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales prin vot secret cu 29 de voturi din 46 exprimate pe înalpreasfințitul Părinte Andrei Andreicuț în scaunul vacant de arhiepiscop al Vadului, Feleacului și Clujului și mitropolit al Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului. Ierarhul ortodox Andrei Cuț a declarat că își propune să continue munca înalpreasfinției sale Bartolomeu în slujirea celor aflați în nevoie. Mă întorc acolo unde am fost hirotonit diacon și preot și unde mi-am început cariera duhovnicească. Doresc atât cât îmi vor ajuta puterile să continuu misiunea deosebită pe care a desfășurat-o regretatul nostru mitropolit Bartolomeu. Protopopul din Reghin este convins că înalpreasfinția sa Andrei va reuși să ducă mai departe misiunea pe care a făcut-o regretatul mitropolit. Prin alegerea și numirea sa în funcția de mitropolit, responsabilitatea crește. Și eu, părerea mea proprie, este aceea că va duce mai departe flacăra credinței și a celorlalte acțiuni pe care le-a început regretatul mitropolit Bartolomeu de la Cluj. Mai mult, această numire a stârnit în sufletul preoților sentimente de bucurie, dar și de tristețe. De bucurie prin faptul că a fost apreciat acest ierarh pe care l-am avut până zilele trecute și al doilea sentiment este cel de tristețe pentru că ne despărțim de un om cu care am lucrat mai bine de 20 de ani și în toate parohiile se simte amprenta acestui ierarh prin bunătatea sa, prin harul pe care l-a dat Dumnezeu. Ceremonia de întronizare a noului mitropolit al Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului va avea loc pe 25 martie la sărbătoarea Bunei Vestiri. Ea va fi oficiată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în Catedrala Mitropolitană cu hramul Adormirea Maicii Domnului din municipiul Cluj-Napoca.